Bună ziua, dragii mei! Astăzi m-am gândit să intru și să vă arăt o coafură. O coafură care să nu fie foarte, foarte greu de realizat, dar în același timp să nu fie nici boring, cum s-ar spune în limba engleză, adică plictisitoare, cu mici detalii. Ce am făcut și ce m-am pregătit pentru astăzi și sper din suflet să vă placă și dacă vă place, lăsați cât mai multe inimioare în comentariu pentru că așa vă manifestați dragostea față de mine, de munca mea și înseamnă că apreciați ceea ce eu vă arăt. Am împărțit părul, mi-am păstrat partea din față până în punctul 0-2, ca și parte de breton foarte, foarte plin. Am împărțit lateralele până în spatele urechii, iar cu tot părul care a rămas, am prins o coadă în punctul 2, în centrul capului. După care am pus un burețel pentru volum. Un burețel mic, nici foarte mare, nici foarte mic, pe care l-am prins aici fix sub elastic cu ace. Ce voi face acum? Voi împărți părul în două și cu o parte voi îmbrăca burețelul. Cu cealaltă parte o voi lăsa liberă și frumoasă. Uitați așa. Deci, jumătate din păr va trece în partea cealaltă, iar cu jumătatea care am lăsat-o, o voi tapa la rădăcină și voi îmbrăca acest mic burețel. Atenție să tapăm bine, bine, bine în rădăcină, aproape de burete, ca să putem să-l gestionăm. Tapăm bine, 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 bine. Fiecare meșă. Dăm cu fixativ, să fim siguri că rămâne tapatul aici. Bun. Și toată porțiunea aceasta o voi trage către spate, pieptenăm pe deasupra și vom îmbrăca acest mic burețel. Chiar mi-era dor de voi. Cum trece timpul, mi-e dor de voi, pentru că sunteți mereu activi acolo, cu comentarii, cu distribuiri, nu mai spun, vă mulțumesc din suflet pentru toate share-urile, distribuirile, pentru toate comentariile și pentru toată activitatea voastră și faptul că sunteți acolo lângă mine, mă inspiră și mai mult să fac și mai multă treabă din ceea ce îmi place. Iar asta este un lucru foarte, foarte important pentru noi, artiștii, în acest domeniu. Bun. Și îmbrac, capsez și mă asigur că părul va sta aici. Îmbrăcăm bine și de o parte și de alta. Asta este doar zona care îmbracă părul, buretele, de care avem nevoie ca nu cumva să ni se vadă buretele. Da? Îmbrăcăm și adăugăm totul aici. Finisăm. Suflăm. Tot timpul suflăm. Acordăm atenție la toate detaliile să fie bine, bine puse aici, în interior, ascunse. Da? Nu uitați să vă folosiți, cum spun bebeii mei, mânuța. Tare mi-e drag de copilași ăștia mici când vorbesc și folosesc ei diminutive, mânuțele mele. Bun. Acum mi-am îmbrăcat burețelul și dau drumul la etapa aceasta de păr lăsată. Vreau ceva voluminos și pentru că vreau ceva voluminos, o să mai tapez un pic aici, fix în rădăcină. Și lăsăm să cadă pe păr, să îmbrace pur și simplu părul. Dar ca să fiu sigură că mi îmbracă părul, trebuie să-l și lipesc, să nu fugă. Să stea aici lipit. Cum îl lipesc? Adaug fixativ. Și l-am pus. Și el trebuie să mi se lipească unul de celălalt. Pieptenăm bine. Și lăsăm aici. Uite așa.
cum pică el. Uite așa drăguțul de el. Exact, exact. Atenție când folosiți fixativul, să dați la distanța corespunzătoare, nu dați foarte, foarte aproape cu fixativ și să suflați și fixativul să nu fie foarte, foarte puternic, da? Deci fixativul să fie natural. Acum, voi lucra zona din față. Îmi voi păstra foarte subțire, ușor, prin croșetare, partea de breton. Uite așa. Nu uitați înainte, lasă de coafuri, să pregătiți părul. Este foarte important să avem părul frumos pregătit. Să nu fie necoafat. Durează 10 minute. Dacă clienta vine cu el spălat de acasă, 10 minute durează să-l tragem ușor cu o perie plată. Cu peria plată, ca să putem să-i dăm un volum natural și să arate bine și impecabil. Întotdeauna când coafați la perie, trageți volumul în direcțiile în care doriți să se ducă părul. Da? Asta e foarte important, să coafăm părul la rădăcină cu direcție, să-i dăm direcție, să-i dăm volum către spate, ca să putem să lucrăm părul. Bun, zona aceasta o voi tapa. Uite așa. Vă place cum a vopsit surioara mea, păpușa? Este creația surorii mele, Manuela. Ea mi-a pregătit-o, ea a combinat culorile, a vopsit-o, a aranjat-o, a tras-o la perie. Ce bine să ai o surioară care să te ajute. Contează mult, mai ales când ești un om foarte, foarte ocupat și vrei să faci foarte multe lucruri, atât pentru meseria ta, cât și pentru cei dragi ție, cum sunteți voi. Bun. Deci tapăm ușor la rădăcină. Sper că vă place surpriza mea de astăzi, pe care v-am pregătit-o. Dar din dar să face rai și bine din când în când să mai și dăruim. Și cu dragoste vin și vă dăruiesc și vouă. Pieptănăm ușor către spate. Putem să mai dăm cu fixativ. Ca să ne asigurăm că părul arată bine și se duce în direcția în care dorim. Atenție, nu pieptenați până rădăcină, că nu vreau să sparg tapatul. Ținem ușor cu mânuța și dăm aici o naturalețe, doar puțin, puțin, puțin natural. E foarte important să lucrați cu oglinda și să vedeți ceea ce faceți, ca să aveți... Momentan o să prind cu agraf cu asta aici, ca să pot să-l văd foarte, foarte bine și eu ce fac aici. Trageți ușor de margini și ne uităm în oglindă, da, e bine. Restul lăsăm să cadă peste ce am făcut anterior. Bun, deci e bine. Acum o să-mi pregătesc două agrafe, să-l și prind acolo. Cred că v-ați dat seama de ce nu am început cu lateralele, pentru că vreau să astup toată zona asta. Capsăm un pic, după care scot această cremă și mi-l prind mult mai bine. Super! Nu uitați că mai avem 3 locuri libere pentru grupa din ianuarie de dimineață la cursul de bază de 5 luni. Dacă doriți să vă înscrieți, locurile sunt limitate. Mai ridicăm un pic. Așa.
Super. Și părul care a rămas, îl pieptănăm către spate. Așa. Îl ducem către spate. Bun. Acum iau lateralul, da, care l-am lăsat până în spatele urechii. Atenție să nu lăsați foarte, foarte mult păr ca să putem să lucrăm. Și la fel, o să-l tapez ușor, dar cu direcție. Pentru că eu vreau să duc părul pe partea cealaltă, automat și unghiul de ridicare, o să-l tapez, va fi tot în direcția în care vreau să duc părul. Și tapez foarte, foarte, foarte puțin. Mai ales că ea este și creponată înainte. Și am grijă să nu pătrund până în partea cealaltă și unesc ceea ce eu am tapat. Dăm cu fixativ și pieptănăm ca să scăpăm de firulețele în plus. Deci, dacă vă place, aștept inimioarele voastre în comentarii. Tragem ușor, mai aranjăm cu mâna, facem și o cută drăguță aici, dar nu foarte mult, pentru că nu vreau să insist aici cu coapatul. Dacă vreau să-mi stea și mai bine, îl trag și pur și simplu cu acele pun pe diagonală. Ca să-i dau formă. Uite așa. Până aici v-a plăcut? E ok? Am grijă să nu am spații. Da? Și vin și las părul momentan în cealaltă parte. Bun, la fel voi face și aici, așa, dacă vedeți voi. Să-mi trag masa un pic într-o parte. Și la fel și aici. Vreau să fie ușoară coafura, să puteți să o înțelegeți și să puteți să o reproduceți și dumneavoastră acasă, pentru că e important ca și voi să reproduceți ceea ce noi facem. Pieptănăm. Dăm cu fixativ. Pieptănăm bine, bine, bine. Ne ducem în direcția unde vrem să ducem părul. Super. Așa. E bine? Se vede bine, draga mea? Mă bucur. Avem grijă să nu facem goluri. Ușor eliberăm zona, foarte ușor, cu buricele degetelor. Punem aceste ace într-o parte, ca să ne dea o formă drăguță. Timpul, verificăm, ne uităm în oglindă să vedem dacă avem lateralele la fel. Dacă unul este mai lăsat sau mai plin și celălalt mai lipit, tot timpul trebuie să verificăm simetria în coafură. Bun. Iar zona de aici, acum, va veni peste cealaltă și voi scoate acele.
dar cu un ac voi croșeta în interior să nu se vadă, ca să prind, să-și fiu sigură că îmi stă aici. Așa. Bun. Perfect. E bine? Se vede? Mulțumesc. Tot timpul trebuie să fim atenți, să vedeți și voi. Pieptănăm părul către spate și îl tapăm, pentru că prin tapaj îi dăm direcție. Îl tapăm. Cel la care este deasupra, care ne-a rămas, mă refer. Și îl aducem ușor într-o parte. La fel ușor în partea cealaltă. Tapăm un pic în rădăcină. Și aducem iarăși, practic aducem un pic, un pic către mijloc. Pieptănăm. La fel și pe dumnealui. Dăm cu fixativ. Ca să nu mai avem aceste firulețe nărăvașe. Dacă e nevoie să pieptănăm de 10 ori, de 10 ori pieptănăm până când părul se duce exact așa cum vrem noi și ne place nouă, mai ales că avem de-a face cu un păr filat, cu un păr care nu este foarte, foarte lung. Așa. Deci, am observat că aici am o cantitate mai mare de păr față de zona cealaltă și atunci o să răsucesc ușor, ușor. Pieptănăm ca să nu se vadă urât și îl răsucim și îl ducem ușor, ușor, dacă este prea mult, mai mult decât în partea cealaltă, să-l ascundem. Pentru că asta înseamnă că nu am nevoie de el la ceea ce vreau să fac și vreau să dispară. Și atunci îl bag sub burete și îl capsez în zona asta altă. Și am scăpat de el, pentru că era prea mult. Îl ascundem bine. Bun. Acum suntem perfect. Ce vreau să fac aici? Vreau să fac un pic de textură. Din părul care este mai scurt, texturăm. Dar o să vedeți că nu iese un coc. Suflăm, formăm cuta. Super. Mai departe, mai aleg încă o textură. Tot timpul pieptănăm ca să spargem fixativul. Facem practic la fel. Scoatem o textură. Nu e așa grea, nu? A fost greu până acum. Sunt sigură că v-a plăcut și că nu vi s-a părut foarte, foarte, foarte greu. Și cu siguranță și voi puteți să reproduceți această coafurică drăguță pentru o domnișoară care
Nu vrea să iasă foarte mult în evidență în zona din față, dar în același timp vrea să aibă un detaliu wow. Și o să vedeți că la final așa se va și vedea. Ridicăm textura. Aveți grijă să nu le faceți foarte groase, pentru că ele nu vor rezista dacă sunt groase. Cu cât sunt mai subțiri, mai transparente, cu atât ele rezistă mai mult. Da? Și toată zona aceasta de păr, de jos, o voi pieptăna, o voi strânge la mijloc și voi face o buclă cu ondulatorul de 38. Un mic, mic detaliu aici, jos. Da? Deci facem o buclă aici. Ce fac acum? Ca să nu stea părul în aer, mă folosesc de același secret, adică să pun fixativ și să îl lipesc. Bucla care am făcut-o o voi pieptăna. Aici, marginea, întotdeauna o închidem, formând cută. Și am făcut o coafură pentru o domnișorică, care își dorește, v-am zis, să nu fie foarte în evidență, dar în același timp, acel mic detaliu să facă totul. Așa, facem și zona din față. Nu e grea, nu? Haideți că nu v-am dat mari bătăi de cap și m-am gândit să fac ceva care să și reproduceți, să puteți să și înțelegeți. Am tapat un pic la rădăcină. Ia să o ridicăm un pic cu volum, să uscăm. Să-i dăm și un pic de buclă aici, conturatorul pe dos, de volum. Ne plimbăm un pic cu el. Și să întoarcem bucla. Una. Imediat vom face și pe cealaltă. Dumneata mea. Tapăm. Un fixativ de la distanță. Așezăm un pic tapatul. Dăm un volum de interior. Plimbăm ondulatorul sus-jos, sus-jos. Ondulatorul să fie închis și apoi ne ducem în buclă exterioară către spate. Atenție la vârful. Din
din dorința de a fi, să vedeți ceea ce fac, o să mă vedeți că o să caut și postazele cele mai ciudate de a mă mișca, de a mă poziționa, ca nu cumva să intru în cadrul camerei și voi să puteți să vedeți exact ce fac eu aici, fără probleme. Desfacem. Ridicăm. Dăm cu fixativul. Suflăm, desfacem bucla, și mai desfacem. Draga mea, dar ce frumoasă ești, ești gata de petrecere. Desfacem ușor fixativul. Tragem cuta. Sper că se vede și nu am acoperit camera. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi, sper că a fost ok, sper că ați învățat și dacă sunteți drăguți și vreți să-mi puneți și câteva videouri cu ceea ce faceți voi sau poze în comentarii, nu că m-ați face fericită, m-ați face și mai fericită. Nu uitați să vă înscrieți la cursurile online de tunsori, mai avem doar câteva locuri libere cu reducere la acela din 10 februarie. Da? Dacă vreți să stăpâniți mai bine arta de a tunde, înscrieți-vă la cursul online de tunsoare de pe data de 10 februarie. Găsiți toate detaliile pe pagina noastră. Eu acum pun câteva detalii mici aici, ca și cum are o floricică ea aici. Uite, doar în partea asta aici aleg. Așa. Ca o floricică de primăvară să fie, ca voi. Să vină primăvara odată, să vină primăvara cu soare, Doamne, abia aștept. Să vină primăvara să stau cu picioarele goale când ajung acasă, pe pământ, și să mă relaxez și să mă gândesc tot timpul ce noutăți să mai fac, ce să mai zic, ce să mai fac pentru dragii mei care sunt alături de mine tot timpul. Deci, dacă v-a plăcut, aștept o inimioară în comentariu. Sau o distribuire mai departe, să împărtășim, dar din dat se face rai. Mai finisăm un pic. Și, pentru că am folosit atât de mult fixativ pentru astfel de coafuri, recomandat este întotdeauna la final clientei să-i punem un gloss, un shiny, un sclipitor, tocmai ca să se dilueze acest fixativ și să recapete luciu firul de păr, plus că va pune în evidență și mai bine culoare, da? Deci întotdeauna un spatăl, un luciu de păr. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă doresc o zi minunată și detalii despre cursuri găsiți pe www.academiadecoafor-makeup. Până atunci, eu vă pup, vă mulțumesc că ați fost aici cu mine și sper că v-am bucurat cu surpriza mea de astăzi, ca de fiecare dată. La revedere!